faci o viață ce reflectă valorile tale și te satisface sufletește, e o realizare deosebită. Într-o cultură ce promovează neîncetat lăcomia și excesul ca fiind echivalent unei vieți împlinite, o persoană fericită să lucreze pentru el însuși de obicei considerat un excentric, dacă nu chiar un rebel. Ambiția e deseori înțeleasă doar dacă e pus în slujba ascensiunii pe o scară imaginară a succesului. Cel ce își subminează cariera alegând să lucreze în așa fel încât să aibă timp pentru a-și urma și alte interese e considerat cu capul în nori. Cel ce își abandonează cariera pentru a sta acasă și a crește copii se consideră că nu se ridică în adevăratul său potențial. De ca și cum funcția și salariul sunt singurele moduri de a măsura valoarea unui om. Mi se va spune într-o sută de feluri, mai mult sau mai puțin subtil, să continuați să urcați, să nu fiți niciodată satisfăcuți în locul unde ați ajuns. De cine sunteți sau de ce faceți? Sunt un milion de feluri de a te prostitua și vă garantez că veți auzi de ele. M-ați inventat sensul vieții, nu-i ușor, dar încă mai e permis. Și cred că veți fi mai fericiți cu tot deranjul. Ambiția.